De la Bolohan, Tinel Petre, gol, 4-0, noul portar, intra Ciubotaru, primește al patrulea gol de la Marius Niculae. Al doilea joc consecutiv acasă în care Marius Niculae înscrie precedentul gol cu FC Brașov în victoria 2-0. La pauză Dinamo a condus cu 3-0, cel mai mare scor cu care Dinamo a condus în acest campionat, rând pe rând acasă, a fost 0-0 cu Rapid, 1-2 cu Oțelul, 2-1 cu Vecea Giș, 2-3 cu Petrolul și 2-0 cu FC Brașov. Iată minutul 46, Marius Niculae înscrie pentru 4-0. Ați auzit, probabil este vorba de renunțare chiar din partea celui implicat, din partea lui Lupescu, care nu a considerat normal. Ocazie pentru Florescu și gol în acest moment. 4-1, Robert Nița, al șaptelea gol al său pentru Foresta din Suceava. Odată cu intrarea în teren a lui Răduciu, s-a schimbat puțin aspectul dispozitivului dinamovist, în sensul că Radu este cel care stă înfipt în coasta apărării Foresta. Păcurar nu are șansă și este 4-2. Păcurar marchează al gol în acest prim sezon al său în divizia Ursus. Din nou Fane Preda nu are ce să facă. Este lăsat descoperit de fundaș. Cei doi atacanți ai Forestei au reușit să înscrie în această repriză secundă. Mai întâi Robărniță, minutul 61, la 4-0 pentru Dinamo, acum Păcurar. 4-0 la Dinamo, Mihal Ciatame și Marius Niculae pentru Foresta. Două goluri marcate de Robărniță și Păcurar. Păcurar care primește din nou mingea pentru Robărniță. Lansarea jocului, iată-l pe Cornel Dino, o reacție imediat după gol. Nu cred că am scris Niță, nu. Botan este autorul golului. Hene. Buza. Păcurarul primește Buza, ocazie mare pentru Foresta. 4-4, extraordinar în acest joc. Robert Niță. Incredibil se produce aici pe Dinamo, ceea ce nimeni, absolut nimeni nu putea să creadă sau să anticipeze. Foresta e că tot Botan este autorul golului egalizator. Păcurar, o pasă extraordinară. Dinu își mănâncă țigara, nu o mai fumează. Pierde acest balon. Nu a fost așa de colchipieri. Botan, autorul celor două goluri cu care Foresta a egalat. Pasează pentru Robărniță, în centru este Păcurar, Robărniță, 4-5-4 pentru Foresta, incredibilă răsturnare de scor, 5-4 pentru Foresta, Robărniță al doilea gol, două goluri Niță, două goluri Botan și unul al lui Păcurar, 5-4 pentru Foresta, Dinamo conducea minutul 61 cu scorul de 4-0. Și umilința este cu atât mai mare la acest scor, dacă ar fi fost o victorie cu un 1-0 chinuit din partea Forestei, nu ar fi fost ceea ce este acum pe Dinamo. Sunt momente greu de explicat, greu de... Galeria lui Dinamo părăsit.